vom face niște paste de casă cu gorgonzola. Mai întâi vom face aluatul. Cantitățile exacte am să vă le las la descriere. Vom întinde o foaie subțire mare, atât cât putem noi de mult să întindem această foaie. Ne ajutăm de făină întotdeauna, ca să nu se lipească de blat. După ce am întins foaia destul de mult, o rulăm. O rulăm în felul următor, că avem nevoie să fac pastele pe lung. Deci îl împăturesc în felul următor, în patru am rulat-o. Vom tăia în felul următor, le punem ca să fie mai comod pe tocător. Mi le-am făcut așa și acum le vom tăia și dimensiune, lățimea care o doriți dumneavoastră. Apoi le facem în felul următor și obținem paste de casă care nu se compară cu cele cumpărate. Prefer să le fac de casă. Cât îmi fierbe apa în crateță, eu fac aceste paste. Nu este nimic complicat, nu necesită foarte mult timp și sunt proaspete și gustoase. Știu sigur ce am pus în ele. Le-am terminat de făcut. Acum o să le punem la fert și între timp vom pregăti gorgonzola, măslinele și ardeii capia. Am pus la fert, în apă am adăugat o lingură de ulei și o să fiarbă timp de 3 minute, nu necesită mai mult. Pastele de casă fierb foarte repede. Vom tăia măslinele, am măsline umplute, este la alegerea dumneavoastră ce măsline folosiți. Vom tăia și ardei capia, pe care sunt marinați sau puteți să-i prăjiți dumneavoastră, eu așa i-am luat la conservă. Îmi place combinația de gorgonzola, măsline și ardei marinați, se combină foarte bine, le dă un gust foarte, foarte bun. Vom tăia cubulețe și gorgonzola. Am adăugat gorgonzola în paste și le amestecăm un pic ca să se topească bine brânza. Nu de tot, de tot, ca să simțim și noi de ea, dar cât de cât să-și ia aromă. Arăt exact cum le montăm. Foarte simplu. Apoi adăugăm măslinele cu ardeiul. Sunt niște paste foarte gustoase. Copiii mei tare iubesc pastele. Se fac și ușor și sunt și gustoase. Astea sunt pastele noastre cu brânză gorgonzola, cu măsline și ardei marinați. Sunt foarte ușor de preparat, sunt perfecte pentru o masă de cină. Vă recomand cu drag această rețetă, ați văzut, este foarte simplu și foarte gustos. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept și data viitoare.